Astăzi, polițiștii din cadrul poliției orașului Strehaia au pus în executare un mandat de percheziție la domiciliul unui bărbat de 33 de ani din orașul Strehaia, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori, dar și de furtul acestora. Din probe s-a stabilit că la data de 10 octombrie persoana în cauză ar fi tăiat și sustras mai mulți arbori din Fondul Forestier Național administrat de ocolul Silvi Corcova. Probatoriul administrat s-a stabilit că la data de 10 octombrie persoana în cauză ar fi tăiat și sustras mai mulți arbori din Fondul Forestier Național administrat de ocolul Silvi Corcova. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea confiscării cantitatea de 2 metri cu material lemnos deținut fără forme legale, un motofierăstrău și mijlocul utilizat pentru transportul materialului lemnos. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat în vederea confiscării cantitatea de 2 metri cubi material lemnos deținut fără forme legale, un motofierăstrău și mijlocul utilizat pentru transportul lemnului. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.